Mă uit la ceea ce fac crăguții, mă uit la ceea ce fac romanii. Nu știu, mă uit la echipamentul dacilor. E puțin în față, te rog, nu de nu, de nu. Da. Vara la acreditați și educația. Da, da. Stop, stop, stop. Da, aplauze, au fost curajoși. Pugnate strigați, da? 3, 2, 1. Pugnate! Pugnate! Puteți, puteți striga, dă-i, dă-i, rupe, rupe fâșul. Stai acolo, că-i smort. Roman, ce strigăm? Știe cineva mâna sus. Hai, vin aici. Să vedem ce strigăm. Vezi că n-avem ce. Strigi tare în microfon până aude și el, ele mor, da? De tot. Resuscitate! Ai auzit? Da, au auzit? Aplauze? Nu e, nu e tocmai bine. De ce? Pentru că resuscitate... Pugnate! Copii, dacă strigați rupe-i trupe, probabil vă referiți la... La Roma, dacă strigați rupe-i grumazul, nu se pierde dacă. Rubén Grumazu! Rubén Grumazu! 1-1 Brațul 0 puncte. Ce puncte? Și aici e pierdut. Da, și sunt fericit. Strigă tare. Spală-te! Nu prea, nu prea. Spală, băi. Mai acolo, că zici ceva. Scoală, băi! Am înțeles de băi. De băi, la băi. Bun. Haideți să vă arăt că... Ascunde-te. Ia să vedem. V-am spus eu că este foarte bun. Bravo, mulțumim! Aplauze încă o dată. Dacii aveau arcași începuți pentru că încă de mici primau arc, știau să tragă cu arcul. Bun, aș vrea să vă arăt și... În fine, nu e tocmai corectă. Însă, exact această piesă, exact acest exemplar, a fost purtat de uriașul nostru actor Hamza Penea în filmul Daci. Dacă ați văzut filmul și o să-l revedeți, vă uitați special și vedeți acest poem. Așa că noi îl purtăm cu mândrie, pentru că ne vorbește și despre trecutul nostru cinematografic, dacă vreți, și despre preocupările din perioada comunistă asupra civilizației dacice. Deci ne spune multe lucruri. Am și o curiozitate. Din cele trei coefe, care e cel mai greu oare? Câte kilograme are a tău? Până într-un kilogram jumătate, a tău? 4 kilograme? 3 jumătate. Să vă dați seama că nu e ușor. 3 kilograme jumătate, 4 kilograme putat pe cap. Grumazul gros, mulțumim! Haideți să vă arăt și un alt... Aceia l-au împrumutat, l-au adoptat la trupele lor de cavalerie, simbol care apare numai la daci, dar cel puțin în forma asta,
sigur apare la Dajda, elemente similare apare și la alte selecții. Presupunem că în goana calului acest drac scotea un șuierat prelung care ar fi băgat spaima în oponenți, special în trupele romane, ăștia trebuiau speriați. Este un cap de lup, sigur, din bronz sau din alt material și un trup de șarpe. Asta vrea să simbolizeze acest schimbar devenit faimos și pe care, iată, și în ziua de azi, oamenii și mai tatuează pe diverse locuri. Mulțumim purtătorilor de schimbare. În privința armonilor, nu mai scoatem în față pe nimeni, vedem... Bun. Cine nu vrea să fie pedepsit, la stânga mea. Cine nu vrea. Cine vrea să fie pedepsit, la dreapta mea. Bun. Pedepsiții sunt în dreapta, nepedepsiții în stânga. Pedepsiții se uită încolo. Nepedepsiții se uită încolo. Ce vedeți în față, nepedepsiților? Daci. Voi, pedepsiților, ce vedeți în față? Romani. Pedepsiților, acum ne uităm spre catedrală. Veniți aici. Iar voi, vă dați mai așa. Bun. Cei care sunt nepedepsiți se vor lupta cu daci. Cei care sunt pedepsiți se vor lupta cu romani. Începem cu nepedepsiții. Dacilor, sunteți liberi? Nepedepsiților, la comanda mea, i-a atacat pe daci. 3, 2, 1. Stop, stop, ce-ați făcut mă? Veniți aici, veniți aici, nu-i bine, ceva nu-i bine. Ce-ați făcut? I-a speriat și a murit de inimă. Vai, vai, nu știu ce să mă fac. Bun, hai să vedem dincolo, poate e mai mult noroc. Pedepsiților! Unul dintre nepe... Stop, 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 stop! Înapoi! Nu, astăzi nu e bine. Înapoi. Cum îi înviem pe daci? Repede, aici se aud. Ce strigăm? Scoală apoi, auziți? Scoală apoi, dacilor. Ia, sculați, dacilor. Ia. Și la roman, ce zicem? Sus, romanilor! Sus, romanilor! Da. Și tu vrei să lupți. O să lupți și tu. Tu vrei să fii pedepsită sau nepedepsită? Cum? Ia zi. Nu. Zi nepedepsită. Nepedepsită. Ce, prietena ta? S-o păzești, da? Păi lupți, dar vrei să fii pedepsit sau nepedepsit? Pedepsit? Treci acolo. Bun! Nepedepsiții! Aliniați-vă! Voi sunteți pedepsiți, stați liniștiți, nu mai nepedepsiți acum. Nepedepsiții, daci un pas în față. Haideți mai în spate, voi. Nepedepsiții, lângă mine aici. Nepedepsiții. Hai, încurajați, ce faceți? Sunt nepedepsiți. Dau cu picioare, dau cu... Stai că pedepsiții au început să bată între ei. Gata! Stop! Stop! Nepedepsiții vin la mine. Haideți să aplaudăm. Ați luptat bine. Acum vă duceți în tribună. Repede! În tribună! Haideți, în tribună, în tribună. În tribună, nepedepsiții. Au rămas pedepsiții. Au dispărut pedepsiți. Mă aveți nevoie de ei? Mă aveți nevoie de pedepsiți? Nu. Auleu. Sar acolo, aștept, sar scântei. Regula numărul 1. Morții, pe morții lăsați în pace, nu mai loviți, gata. Aplauze pentru pedepsiți. Veniți aici, pedepsiților. Pedepsiții să vină la mine. Auziți?
Nu vă pare rău ce ați făcut? 2, 1! Nu, ce asta? Ce asta? Tare, toți, strigați, și aici, și acolo, și acolo. 3, 2, 1! Bucnate! Da, aplauze! Deschideți ochii, puteți să postați. Garda acolo, legina 13, Gemina, Tera, Daci, Caite. Dar întâi o să degustați voi, apoi o să mâncăm noi. Vezi că vin spre noi. Nu. Tara vostă, avem o rugăminte de la Centurion. Întâi să treci prin furcile caudine, lumea, să vă salutați dintre voi și apoi te plasezi. Haide să aplaudăm, Gentica Eternă. Maris în fruntea luptilor Apolonului. Juraste, iată că s-a răstit numele pentru prima dată. Juraseu, Răgădeanu, de la Spirotine, Getodacii din Moldova, aici în spate preotul Ormanu. Așteptăm și... Imediat să... Romanii se vor așeza în ordine. Mulțumim public! Vă mulțumim încă o dată! Trupele se vor atrage, au un drum lung de făcut. Cei din Alba rămân aici.